Dragnea a făcut bilanțul guvernării PSD în absența lui Ponta. Deși a declarat că a fost cel mai bun premier, nu l-au invitat. Nu am fost invitat la PSD ieri și nu o să comentez nimic din ce au făcut. Nu am fost invitat la bilanțul guvernării pe care eu am condus-o. Nu m-am supărat. Pe PSD nu o să mă supăr niciodată. Și nici nu mă duc neinvitat nicăieri. Important este însă că s-a vorbit de bine despre guvernare. A postat pe Facebook fostul premier Victor Ponta. Socialdemocrații gorjenii nu sunt supărați că PSD nu mai e la guvernare. Suntem oameni maturi, am mai trecut prin aceste perioade, a plecat un guvern, vine alt guvern, nu cred că actualul guvern își dorește altceva decât să aibă continuitate pe investiții, să aibă continuitate pe proiectele promovate de Partidul Social Democrat. Referitor la întrebarea dumneavoastră, deci hotărârea luată în Comitetul Executiv este clară. Partidul Social Democrat susține, va vota, deci instalarea noului guvern, dar nu înseamnă că va fi și susținut pe parcurs atunci când practic va derapa de la ceea ce înseamnă proiectele importante pentru țară. Mai mult, cârciumarul recunoaște că nici cu Victor Ponta nu a mai vorbit în ultima perioadă. Domnul Ponta, a ținut legătura, l-a mai sunat? Nu, deci în ultimul timp nu am mai colaborat, nu ne-am mai auzit. Dar rămâne probabil că dumnealui este într-o mică vacanță. Victor Ponta este deputat de Gorj din 2004, când a devenit unul dintre cei mai tineri parlamentari români. Ponta a fost președinte al Partidului Social-Democrat din februarie 2010 până în această vară, când s-a autosuspendat din funcție. Iar din 7 mai 2012 a devenit primul ministru al României, cel mai tânăr premier din Europa. Tânărul social-democrat Victor Ponta a fost adus în politică de Adrian Năstase. Chiar el l-a botezat Micul Titulescu atunci când era președintele organizației de tineret a PSD Gorj. Tot Năstase l-a numit șef al corpului de control al primului ministru și l-a trimis în Gorj cu misiunea precisă de a-l detrona pe Nicolae Mischie, care refuza la acea vreme să părăsească funcția de președinte al Consiliului Județean și al PSD Gorj.